festivalul din Oradea, unde predică fratele Pustan. Dorința arzătoare a lui Edi. Zi, Edi. Zi, unde mergi? Pustan. La biserică, la Pustan. Mai filmăm aproape acolo, când ajungem să vadă clădirea. Deci ne apropiem de biserică a fratelui Pustan. Uite, biserica Sfânta Treime, Oradea. O clădire verde. Mărișoară. Ne pierdem pe aici. Oh, ce parcare! Facem Tobi a doua parcare? Pe lângă parcarea de la Toflea, parcarea de la Biserica Sfânta Treime, Oradea. Wow! Ăla e biserica? Nu, în partea asta la aici. Uite, au dirijori. Du-te să te văd! Zi, unde te duci? Vă leleu, ce labirint aici. După colț. Ce zice Pavel Corintenilor, ca trupul lui să fie dat pe mâna Satanei. Deci am ieșit în parcare la Biserica Sfânta Treime Oradea și ne bucurăm, Edi, că ai făcut poză cu fratele Pustan. Am vorbit cu fratele Pustan. Și eu. Și Tobi, da. Avem o amintire frumoasă și plăcută de a mai venim, nu? Cam cald înăuntru, da. A zis fratele Pustan că ne-a primit cu căldură. One time, eu. Ok. Zi. Mergem la mașină, în parcare. Da. Hai. Și acum mergem la parcare. Ce mi s-a părut că mulți sunt lume. Da, ai văzut? Cu... Da. Și Tobi mi-a zis, cu cercei, cu... Da, și mulți. Deci formația care a cântat a fost Not an Idol. Not an Idol. Idol. Unde e mașina noastră? O parcare imensă aici. Mașinile la frați. Aici. Clădirea bisericii.
mașina noastră aici. Domnul fie slăvit și pentru ziua de azi.